Sute de mici proprietari de terenuri agricole și-au vândut pământul în primele 3 luni ale acestui an. Potrivit noii legislații, tranzacțiile se fac prin intermediul Direcției pentru Agricultură Județeană Buzău, motiv pentru care în perioada ianuarie-martie au fost eliberate 558 de avize, prin care instituția a dat undă verde vânzării a mii de hectare de teren arabil. Aproximativ de la începutul anului avem 3380 de hectare vândute în județul Buzău, de terenuri agricole. Tranzacțiile nu au vizat însă suprafețe mari. Potrivit avizelor emise de Direcția Agricolă, au fost vândute suprafețe chiar și mai mici de un hectar. S-au vândut suprafețe mici, deci până în 30 de hectare, pentru că numai noi le administrăm în felul ăsta, restul o să merg la minister, dar din datele care le avem centralizate și cu ministerul, nu au fost suprafețe ca să treacă peste această limită impusă de 30 de hectare. Deci, practic, au fost parcele de o jumătate de hectar, poate să și de 7 hectare, dar în marea parte, oricum, suprafețe mici. Practic, explicația acestei situații vine de la experții imobiliari care urmăresc acest fenomen și care au ajuns la concluzia că județul nostru nu mai are suprafețe compacte de teren arabil. Terenuri agricole la ora actuală nu mai sunt. Sau dacă sunt loturi mici care nu sunt... Sunt greu de compactat, iar cei care caută terenuri agricole caută suprafețe, adică caută minim suprafețe compacte, să zicem, de la 5-6 hectare în sus. Astfel asistăm la două tendințe. Pe de o parte, specialiștii Direcției Agricole vorbesc despre întregirea suprafețelor agricole, mai ales pe zona Poșta Câlnău, Cochirlanca și Padina. Aici cumpărătorii au fost mari fermieri care au dorit mărirea exploatațiilor agricole. Aici este această tendință de întregire a suprafețelor lucrate de către arendași. Deci, ceea ce nu este un lucru rău, zicem noi, pentru că practic ăsta este scopul până la urmă, ca terenul să ajungă unde trebuie la cel care lucrează pământul și nu la cel care îl speculează din alte motive. Pe de altă parte, experții imobiliari sunt de părere că lipsa suprafețelor compacte scoase la vânzare a dus la menținerea unor prețuri relativ mici la terenuri. Prețurile minime cu care s-au tranzacționat au fost undeva la 1.800-2.000 de euro hectarul, iar acum au sărit undeva de 2.500 de euro pe hectar. Pentru că nu prea mai sunt suprafețe. Nu prea mai sunt suprafețe, da, da. Ele, dacă mai existau suprafețe tranzacționabile, creșteau mai mult de atât. Puteau să ajungă până undeva la 4.000 de euro pe hectar, dar ce să mai crească că nu prea mai sunt. În prezent, Buzăul se află la mijlocul clasamentului național în ceea ce privește valoarea cu care vinde un hectar de pământ. Cele mai scumpe sunt în vestul țării, unde un hectar de teren arabil fertil ajunge și la 6.000 de euro.